Primarul Timișoarei, Dominic Friț, este atacat pe toate fronturile, spune edilul orașului de pe Bega. Cea mai recentă bătălie s-a dat în instanță, acolo unde candidatura lui Dominic Friț la primăria Timișoara a fost contestată. Primarul Timișoarei și-a anunțat victoria. Toate cele cinci contestații au fost respinse definitiv. Instanțele au avut de lucru de sărbători. Împotriva validării candidaturii mele pentru un nou mandat de primar s-au depus nu una, nu două, nu trei, nu patru, ci cinci contestații în instanță. Toate au fost respinse definitiv. Mă veți găsi pe buletinul de vot. Din cei 10 candidați, eu sunt singurul a cărui candidatură a fost contestată. Cele 5 contestații nu au fost vreo farsă sau o glumă proastă a cuiva care nu știe ce face. Ele au avut două mize. Prima, alegerile să se decidă în instanțe, nu de cetățeni, doar că nu așa funcționează democrația. A doua miză să planeze asupra candidaturii mele și asupra viitorului meu mandat o umbră de ilegitimitate. Contra candidatul meu Nicolae Robu propagă acest narrativ de când a pierdut alegerile în 2020. Fritz a falsificat acte și a fentat legea la candidatură. Are dosare penale pentru asta, de ce nu se activează DNA dacă nu-l aruncă nimeni în pușcărie, înseamnă că e susținut de servicii un primar ilegitim. Este un narrativ profund antidemocratic și antitimișorean, o poveste care nu dă nici doi lei pe votul și voința voastră. Ținta contestațiilor, atacurilor, manipulărilor nu sunt eu, ci sunteți voi și sunt sigur că veți rezista, la fel cum vă promit că voi rezista și eu și împreună vom apăra demnitatea Timișoarei în 9 iunie. Ei știu să arunce cu contestații și noroi, noi știm să câștigăm, transmite primarul Timișoarei, Dominic Friț.